polițiștii locali din cadrul serviciilor siguranță și ordine publică și patrulare și control spațiul public au demarat o amplă acțiune cu efective mărite pe linia combaterii fenomenul cerșetoriei în ultima perioadă, constatându-se o creștere a numărului persoanelor care apelează la mila publică pe raza municipiului Timișoara. Acest gen de acțiuni, pe lângă patrulările zilnice desfășurate în vederea ridicării acestor persoane și predarea lor către centre sociale, au drept scop descurajarea celor care s-au obișnuit să vină în Timișoara pentru că aici li se oferă bani. Verificările au avut loc în zonele în care s-a reclamat cel mai frecvent acest fenomen, precum marile intersecții din oraș, zona centrală, proximitatea centrelor comerciale și a piețelor agroalimentare. Astfel, într-o singură zi, 20 de persoane care apelau la mila publică au fost depistate în zona centrală sau Gara de Nord. Acestea au fost preluate din stradă și duse la complexul de servicii sociale Sfântul Francisc. Poliția locală precizează că aceste persoane au devenit tot mai insistente, uneori chiar agresive. Unele dintre ele își folosesc copiii la cerșit sau mizează pe mila trecătorilor, etalând dizabilități fizice de care suferă, ori pur și simplu sunt persoane apte de muncă, care și-au făcut un stil de viață din a cere bani, fără să-și dorească reintegrarea în societate. Din cauza legislației care prevede doar sancțiuni contravenționale, aceste persoane continuă să fie prezente pe străzi și să producă disconfort. Polițiștii locali acționează prin preluarea lor din stradă și predarea către centre sociale, chiar și de mai multe ori pe zi. Fără sprijinul cetățenilor, este însă dificil de ținut sub control acest fenomen, motiv pentru care facem apel din nou să nu li se mai ofere bani, deoarece în acest fel îi menținem în stradă. De fiecare dată, asupra acestora, polițiștii locali găsesc sume semnificative de bani, chiar și de ordinul miilor de lei, sume de bani pentru care nu există bază legală pentru a putea fi preluați în vederea confiscării. Persoanele depistate în stradă sunt predate centrului de asistență socială, în care au posibilitatea să rămână până la 3 ani, timp în care ar beneficia de cazare, masă și asistență medicală în mod gratuit, ar putea să se încadreze în câmpul muncii, iar banii câștigați în cei 3 ani să-i pună deoparte pentru a putea începe o viață nouă. Cu toate acestea, ei refuză să rămână în centru și se întorc în stradă în aceeași zi, motivând chiar ei că este mult mai profitabil să cerșesc decât să muncesc, fac mai mulți bani cerșind decât voi muncind, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara.